Capitanul Stelei Valentin Bărbulescu a acordat un interviu în care a prezentat concluziile după primele 6 etape ale campionatului, a vorbit despre eliminarea de la Dej, dar și despre următoarele întâlniri ale roșalbaștrilor în drumul spre play-off. Vali, ați început foarte bine meciul de la Dej. La acea fază te așteptai să fii ultimul om? Mă gândesc la experiența ta, nu ai fi făcut fault. Nu mă așteptam, vă dați seama, conjunctura a fost să fiu acolo. N-am avut nicio intenție, am vorbit și cu Daniel după meci, n-am avut nicio intenție să-l faultez, numai că a fost deștept, mi-a tăiat calea la ultima preluare și n-aveam cum să-l evit. Așa a fost să fie, până la urmă, parcă tot a fost făcut să nu câștigăm de această dată. Este prima înfrângere în campionat de când Daniel a format acest lot. Cum e atmosfera acum la echipă? Este prima înfrângere în campionat, ne așteptam să vină cât mai târziu sau... Eu să știți că sunt un pic mai optimist, mă așteptam chiar deloc. Prefer să pierd cu Dej decât să pierd într-un derby cu Petrolul, cu Cluj. Atmosfera trebuie să fie bună. N-are cum să ne destabilizeze o înfrângere. Până la urmă suntem în grafic, suntem acolo sus în primele 3, momentan 3-4. Obiectivul până în iarnă știți cum e, să ne calificăm în play-off și până să vedem cum abordăm în funcție de locul pe care terminăm. Ne dorim să câștigăm fiecare meci de acum încolo, exact cum am spus și la începutul campionatului. După primele 6 etape ale campionatului, Steaua București se află pe poziția a 4-a cu 13 puncte. Mă așteptam să facem cel puțin 15 puncte până în etapa asta. Deci, fără 2 puncte, ori un egal la Dej și să fi câștigat la Slobozia sau invers. În etapa următoare, jucătorii lui Daniel Oprița o vor întâlni luni de la ora 18 pe Schellenberg. Toate meciurile o să fie grele, fiindcă vă am spus și mai devreme. Cu noi, toate echipele parcă au 4 plămâni, cum aleargă, ce atitudine au așa. Îi înțeleg, este și normal, având în vedere și faptul că noi oriunde am jucat am umplut stadionul. Dacă vă uitați la Slobozia, vorbeam și cu Adi Mihal și a zis, păcat că doar cu voi o să umple stadionul. Acum la Dej are stadionul plin, vă dați seama că și ei au un alt chef de fotbal, să zic. Dar trebuie să fim maturi, să fim cerebrali, să știm dinainte că ne așteaptă astfel de meciuri.